Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod din seria noastră de MC Eternal. Băi, m-am hotărât să încep această serie de MC Eternal în locul celei de Enigmatica de Expert, pentru că, bă, deja nu mai pot cu crafturile pe Enigmatica. Am intrat să înregistrez următorul episod care trebuia să apară și am văzut că pentru anumite iteme, gen cele din Botania, trebuie să intru în Towncraft. În modul Towncraft eu nu l-am jucat, e jumate din iteme se obțin din Towncraft, jumate din Astral Sorcery. Băi, un pic cam mult, ținând cont că eu înregistrez episoadele și nu joc pe live stream. Și mi se pare un pic cam aiurea să pierd jumătate de episod doar prin a crafta side itemurile, adică itemele care îmi trebuiesc de fapt ca să fac mașinăria sau itemul care îmi trebuie mie pentru episod, și e un pic cam aiurea. Așa că zic eu că ar fi bine să jucăm acest MC Eternal, să învățăm modurile, pentru că sunt multe moduri din Enigmatica care eu n-am avut nicio legătură vreodată cu ele, cu Towncraft, cu Astral Sorcery, n-am jucat niciodată. Și zic că ar fi ok să încercăm modpack-ul ăsta, căci este simplu. Nu are modificări făcute de crafting-uri, toate crafting-urile sunt originale. Singurul lucru care îl specifică în detalii este că Osmium este găsit numai într-o dimensiune mai specială în care avem acces. Ne va trebui doar un Nether Star și cam atât, binit, așa îi zice la dimensiune. Dar ținând cont că se găsește numai acolo, specific creatorul modpack-ului este pus în cantități mult mai mari. Și să lăsăm atâta vorbă și să începem să ne creăm aici o lume nouă. Punem și noi un seed ăsta, El Gaming. El Gaming, atât. În caz că vreți să găsiți și voi seed-ul ăsta, punem un nume aici, YouTube, ca să știm că este salvarea pentru înregistrări YouTube. Și așteptăm să încarce. Băi, modpack-ul ăsta e destul de măricel, este cam... Similar cu Enigmatica, au cam aceleași moduri, numai că modul de joc este diferit. Și acum, pentru început, mă cam aștept să am un pic lag, câteva spike-uri de astea de lag, dar odată ce se încarcă lumea, ce se încarcă chunk-urile, n-ar trebui să mai avem niciun fel de problemă. Se încarcă acum. Bun. Vedem că ne-a spawnat într-o zonă de asta destul de ok. Sunt și moduri noi. Nu sunt fix doar alea din Enigmatica. O grămadă de monștri. Încercăm să ne ferim, pentru că aici monștrii sunt un pic cam... bufați, adică au destul de mult damage pentru început. Începem frumos să facem rost de niște lemn și o să avem nevoie de niște foarfece, pentru că din câte am înțeles eu, aici oițele nu dropează lână în momentul în care sunt omorâte, deci va trebui să facem rost de niște foarfece. Pentru asta o să avem nevoie de un târnăcop. Facem repede unul de lemn. Luăm repede niște piatră de asta aici. Ar trebui foarte multă. 4 bucăți, cred că o să fie de ajuns să facem o lopățică. De fapt, stați așa, să mai iau și pentru o săbiuță. Deci facem itemele de bază.
Așa și încă una aici, perfect. Asta ar fi un târnăcop, o lopată și o săbiuță. Și un topraș ar fi trebuit. Facem repede încă trei bucăți de cobblestone. Bețe. Da, și pe lângă modurile care sunt în mod pack, în acest mod pack, e și un mod care adaugă sunete ambientale. Sunete de background care sunt destul de faine. Cum se și aude acest sunet când te plimbi pe piatră sau pe diferite materiale. O să mergem în partea aia. Trebuie să căutăm câteva bucăți de fier. Fierul se generează normal, are o rată normală. Majoritatea sunt au rată normală de generare, nu este ca pe Enigmatica să fie schimbată rata. Pe Enigmatica, din câte am văzut, rata de generare a metalelor este mărită. Tocmai în ideea să faci rost ușor de ele, dar ce vedem monștri. Încercăm să nu intrăm în în zona lor să ne riscăm. Ar trebui să fie ceva fier, dacă nu înșel. Zonele astea cu piatră mare, unde e multă piatră, ar trebui să fie niște fier. În tot felul de găini colorate. Are destul de multe moduri faine. Are un mod cu șoareci. Și o să ne jucăm și noi cu ei, pentru că merg îmblânziți șoarecii și pus și la anumite de cupru. Ia să vedem ce putem pune noi acolo. Așa fel încât să nu pierdem. Cred că și din cupru merg făcute foarfece, așa că încercăm cu cupru. Perfect. Niște porcușori, băcuțe și toate astea. Ah, uite și aici, fier. Astea sunt niște structuri generate automat care au tot felul de metale pe ele. Inclusiv cele care sunt un pic mai greuți de găsit. Hai să facem rost de niște cobblestone, să facem un cuptor repede. Facem așa. Perfect. Punem crafting table-ul repede aici. Facem un cuptor. Punem acolo, punem niște cărbune și fier. Facem rost de ceva de mâncare. Căci asta ar fi una dintre probleme în momentul de față, hrana. Poate că a venit ea încă. Bun. Cam asta ar fi foarfecele. Și așteptăm să se termine acolo tot metalul. De topit, mai omorâm niște văcuțe, căci ne trebuie să te mâncare. Uite și niște sare pe aici, dar nu mai am chex. Uite, s-a terminat ăsta, punem repede ceva de mâncare, mai facem un târnăcop repede de fier. Să adunăm și noi ce pe aici. Deja cam începem să avem probleme, luăm ceva de mâncare rapid. Adunăm tot cărbunele astea de pe aici, căci o să avem nevoie de el. Ceva fier pe aici. Încercăm să urcăm mai sus. Astea au o anumită șansă să
Găsim un diamant și un emerald sus în capăt, așa că mergem să vedem dacă e acolo. Vedem că sunt tot felul de metale și de redstone și toate astea. Să vedem aici ceva. Nu e. N-am avut noroc, asta e. Hai să vedem pe ce parte putem să coborâm încât să luăm, să luăm metalele astea toate de pe aici. Aici avem niște redstone. Avem puțin redstone pe aici. Mai sunt destul de folositoare acum la început, de-aia încerc să le adun pe toate. Fier. Luăm și sare de asta, poate ne trebuie acum la început. Bun, să vedem, s-a terminat aici și carnea de copt. Luăm asta cu noi. Luăm și măsuța. Și mergem să ne căutăm, să căutăm în primul rând niște oițe să le tundem și după aceea să facem rost de o bază. Perfect. Dar între timp putem să mai omorâm niște niște animale pentru mâncare. Avem și ăsta, Pam's Harbor Craft-ul ăsta. Dacă avem nevoie, uite niște pepene pe aici. Îl adunăm și pe ăsta rapid. Orice sursă de mâncare în momentul de față este binevenită. Avem niște purceluși care... Asta e tot purceluș colorat. Perfect. Hai să vedem pe unde găsim oițe. Uite, aici avem o structură de cobblestone. Nu prea aș vrea să mă apropii de ea. Uite oițe aici, perfect, unde e forfecuța. Și să aruncăm ce nu ne trebuie. Hai să vedem. Rose bush, ăsta nu, ăsta nu, ăsta nu. Hai să tundem și oițele astea, să facem rost de niște lână pentru un pat. Perfect. Bun, și să mergem să ne căutăm un locșor să ne facem o bază. Vedem și o structură de asta de astral, dar nu prea a fost bine generată bine. Un portal aici, băi, tot felul de portale, uite un Ender Seed de asta. Tot felul de portale care trebuie să vizitate. Aici vedem monștri înăuntru. Dar nu cred că sunt aici sus, uite, și de mâncare niște tort, dacă vrem. Partea asta sus sunt niște chesturi cu tot felul de lucruri. Ia să vedem, astea renunțăm la ele și astea. Silkworm egg nu ne trebuie. Aruncăm ăsta și ăsta, căci am văzut că avem aici de fier. Uite, niște pantaloni. Blast Protection, uite, ăștia-i luăm pe noi. Pâine și tot felul de cărți cu enchanturi. O să vedem care ne trebuie. Vampire Slayer, Power, Holding, hai că le luăm pe toate trei. Și un putuț aici, numai bine. Am putea să facem căsuța asta de începuta noastră, dar... N-aș cam vrea să mă risc, pentru că jos sunt destul de mulți monștri. Și nu e foarte ok. Trebuie să mai tundem și oițele astea. Nu știm când o să avem nevoie de lână vreodată, așa că nu contează. Mai bine să avem decât să căutăm iară.
Un biom de ăsta destul de ciudat cu nisip. Pam, pam. Să mergem să căutăm o peșteră dacă o găsim. Da, și chiar și modpack-ul ăsta are Towncraft, dar diferențele sunt căci crafturile sunt cele originale și nu sunt schimbate, ceea ce pentru noi este ok, pentru că eu nejucându-mă cu modurile astea, nu știu care iteme sunt bune, nu știu care să le craftez primele. Și... ce e asta? Nu. Licurici sau cine știe ce o fi. Da, nejucându-mă cu modurile, nu prea știu exact care sunt bune și care nu. Sunt tot felul de... pietre de-astea funerare pe aici. Care undeva... sub ele sunt tot felul de chesturi cu iteme, dar ideea este că dacă ne ducem sau încercăm să spargem sub ele, se sumonează niște fantome care încearcă să ne omoare și nu e ok momentan. Nici n-am idee încotro să merg exact, dar cred că știu ce o să fac. Ia să vedem. Aruncăm ușița asta când ne trebuie. Și... ceva lemn nu mai am. Păi ce l-am aruncat, trebuie să adunăm repede două bucăți de lemn. Ce asta? Spider chest. A, e blocat. Am pus măsuța aici, hai să facem o bărcuță. Chiar nu mai știu ce să mai arunc de aici, questbook-ul ăsta, nu? Uite, mâncăm gugușica asta. Și luăm crafting table-ul. Și mergem așa cu brăcuța să vedem cam ce mai este pe lângă noi. Pam, pam, încercăm să... mergem mai pe margine pentru că Ice and Fire modul este adăugat și el și pe lângă dragoni adaugă și niște sirene foarte periculoase și nu prea aș vrea să am de face cu ele. Ce aici vede? Vedem. Ups. Așa. Structură generată în pătuț. Uite, am putea să facem pătuțul la asta, nu m-am gândit. Cărți, ia să vedem. Am pe unde aduna eu niște cărți. Așa avea. Nu, și asta pentru cărți. Perfect. Pam, pam. Luna asta toată ar fi bună și ea. Cum mă lasă să sar, pe unde să sar, așa. Întoarcem la în bărcuță și plecăm în continuare în căutare de peșteri. Dacă nu găsim nimic, o să facem noi o peșteră mai micuță pentru început. Dar nu pe aici, pentru că este mult gravel de ăsta și nu este ok la construit. Iar un portal pe aici. Ideea e că dacă nu avem cale de întoarcere, portalele astea sunt cam periculoase pentru că riscăm să rămânem blocați acolo. Ia să vedem pe aici. Avem loc pentru bărcuță? Nu avem loc. O lăsăm aici. Că e doar niște lemn până la urmă. Să vedem pe partea asta cam ce am găsit. Acum avem pătuți cu noi, deci n-ar trebui să fie o problemă cu dormitul. Deci
am putea petrece puțin mai mult timp în căutare. Acolo tot așa o structură generată, nu am idee dacă e la vreun mod sau... și dacă e periculoasă sau nu. Uite, cred că mergem acolo unde e slate-ul ăla, ia să vedem. Cât de... ok, e. Yeah. Da, și apropo, ups, băi, are un mod care face noaptea să fie un pic mai periculoasă, în genul că întunericul este mai profund, adică chiar nu se vede nimic nici la mine și nici pe înregistrări, trebuie tot timpul să avem o torță cu noi. Să vedem pe partea asta ce mai găsim, dacă nu ne întoarcem și facem ori în peștera aia, ori dacă nu, o să facem un deslate-ul la partea aia, o bază repede și o să ținem peștera pentru minerit. Mai aici, încă intrare într-o peșteră, eu prea ajung pe acolo. Na, nu prea sunt foarte multe chestii pe aici, prin prejur. Partea asta tot la fel, hai să ne întoarcem acolo, să ne lăsăm itemele, ne creăm un spawn point și autorul modpack-ului a adăugat în modpack-ul ăsta și FTB Utilities, care ne dă avantajul de a ne crea un o casă cu comanda slash home și să o accesăm de câte ori avem nevoie. Are un cooldown de ăsta de vreo 5 minute. Așa că asta ne-ar ajuta. Să vedem pe unde putem să urcăm să nu stricăm. Momentan. Slate, o grămadă de slate pe aici. Uite, aici cred că am putea noi să ne facem o bază. O să acopăr eu după aia, să vedem prin spate cât avem de construit. Uite, un cameleon. Și ce e interesant la cameleonul ăsta, pe ce blocuri se duce el? Nu stă pe loc. Și a dispărut pe acolo. Deci dacă îi pui cameleonului, în momentul în care stă pe loc, un bloc sub el, el schimbă culoarea pe baza blocului de sub. Și asta e foarte, foarte fain. Păi nu avem foarte multe de făcut, sincer. Va trebui să sap un pic mai jos pentru bază, ca să nu fim nici. Și să acopăr pe aici, pe sus, să stea. Bun. Lăsăm un crafting table-ul aici, momentan. Ia să vedem, aruncăm, ce aruncăm? Aruncăm, nu aruncăm nimic, cred că am spațiu să adun niște lemn pentru niște chesturi. Și avem aici spruce-ul. Să nu pe tot. De ce nu m-a lăsat să tai până la capăt? Nu înțeleg. Bun, perfect. Ne întoarcem aici și facem niște chesturi rapide. Ne punem itemele frumos în el. Tot ce nu avem nevoie, avem și niște fier. Avem cuptorul. Îl punem aici cu fierul ăsta adunat și niște cărbune. Să facem rost de mai multe pickaxe-uri și începem să pun un pic aici pentru o bază. Termin de făcut aici la bază și revin. Bun, am revenit aici, mi-am făcut eu o bază în cât de cât ok de început. Am făcut 3 cămăruți aici, în caz că o să avem nevoie, am făcut un subsol pe viitor și să ne apucăm de mătacuri. Am și murit de vreo 2 ori.
cum v-am zis, că sunt monștri diferiți pe mod pe acesta. Iar unul dintre monștri ăștia diferiți este un creeper care aruncă TNT spre ăsta, spre Ler. Și m-a prins de vreo două ori și m-a omorât până l-am omorât eu. Băi, să începem, zic, cu questurile și stați un pic, să intru în opțiuni. Control, quest, open quest. Îl punem pe Z. Căutăm să vedem ce mai avem pe Z. Avem o grămadă de destea. Cum dau. Așa. Go to mapus flight control, nu. Undo, nu. Top waypoints, open quest, trinket și descent. Ia să vedem. Setăm open quest. Z, doar. Pam, pam. Ce avem? Questul de început semnează aici, aici, aici. Înainte să începi distracția, noua aventură, trebuie să semnezi un contract care, în esență, spune că trebuie să-ți dai sufletul și să-mi dai sufletul tău pentru toată eternitatea, bla bla bla. Totul ce creezi este o proprietate a mea și scrisul devine din ce în ce mai mic încât nu poate fi citit. Apăsăm asta, primim aici un bănuț și o copie de contract. Bun. În acest modpack avem o grămadă de chestii, questuri. Questuri care, după cum te-ați văzut, ne dă ca reward bănuți. Bănuții care pot fi folosiți în shop. Avem aici cât suma de bănuți care o avem valabilă. Fiecare item costă o anumită sumă de bănuți, noi câștigăm bănuți completând questuri. Uite, visit Dimension Overworld. Mulțumesc că mi-ai descărcat modpack-ul. O grămadă de lucruri, o grămadă de muncă prin care trebuie să treci prin acest modpack. Progress in trash can. Right click open. Ia să vedem ce am primit aici. Progress in trash can. Și avem copy of contract care cred că este de fapt o găleată de sânge. Și am câștigat reward-uri. Câștigat un set de piele și o subiță de lemn din Tinker's Construct, ceva de mâncare, brânză, intestin. Păi, intestinul ăsta am văzut că ascund tot felul de iteme bune. Și, ia să vedem, ne arată ce dropuri sunt. Nu. Dar se pot crafta. Ele au dropuri unele extrem de bune, de exemplu poate să-ți pice chiar și Nether Star-uri din astea. Urmează de mâncare, Kung Pao Chicken, Fallout 76 Game Key, asta nu știu ce e, e o bucată de hârtie pur și simplu. Da, mi-am făcut aici trei chesturi cu materialele care le-am mai adunat eu în timp ce am făcut baza. Am făcut niște scări aici către mina noastră. Și cred că cu asta o să și începem. Să luăm pickaxe-urile astea de piatră. Să luăm o bucată de cărbune și în partea asta ar trebui să avem niște cobblestone. Facem un cuptor să-l avem cu noi. Și niște lemn. Perfect. De fapt, lemn luăm de afară. Să vedem ca prin quest care putem să-l alegem. Trebuie să facem arcașe, tom, tot felul de chestii. Set home allows fast travel. Hai să ne setăm și noi o casă, căci am uitat. Setăm aici, scriem sled, slash set home, casă. Home, casă, set. Asta ar trebui să ne dea un quest. Ia să vedem dacă schimbăm patul. Bun. Am mai completat un quest rapid. Am mai luat 50 de bănuți și avem de ales între o găină de cauciuc, un balon,
cea mai mică violină și ceva mâncare. Ce am putea lua? Te luăm asta de cauciuc și scoate un sunet. Bă, nu știu dacă merge folosită la ceva, să vedem. Usage. Nu, n-are la ce. Atât dacă e de distracție. Bun, să vedem următoarele quest-uri. Losing Currency. Asta e în care ne explică că dacă mori și pierzi bănuții sau schimbi dimensiunea, în cazul în care mor și pierzi bănuții, trebuie să accesezi comanda slash pay username, adică numele nostru 1, și asta ne va încărca din nou bănuții care aveam și am câștigat și niște waterstone. Bun. Să vedem crafting table on a stick. Ia să facem noi, că uite, bună idee când ar trebui. Stai să mergem să luăm de afară niște lemn rapid. Ia să vedem pe unde găsim niște copăcei repede. Noi trebuie să intrăm în mină, căci ne vor trebui și niște torțe. Luăm așa câteva bucăți de lemn. Și maple wood, zic eu că e ok. Perfect. Singurul lucru care ne-ar mai trebui ar fi ceva de mâncare. Avem niște rat burger de astea, nu știu cât de. Cât de mult ne-ar ajunge. Întoarcem repede frumos acasă să facem crafting table on a stick. Ia să vedem. Crafting table on a stick. Ne trebuie un sign și un crafting table. Facem niște lemn. Avem niște bețe pe aici, dacă nu mă înșel. Perfect. Facem un sign de ăsta. Un crafting table. Și le combinăm frumos. Și facem crafting table on a stick. În asta vedem că se cam duce el pe aici, pe sus, pe unde vrea. Hai să luăm și pe ăsta. Cărbune mai avem decât în cuptor. Asta punem așa. Și facem în felul următor. Perfect. Vedem că cu un băț primim acașictom. Băi, ești nebun. Așa ușor are crafting-ul. Și avem aici deja toate cărțile adăugate. Dar ceea ce mă interesează pe mine, RF Tools Manual Forester, mai avem Ember Book. Nu-l avem. Bloc of Emerald, bă, are crafting-ul destul de destul de greuț. Să vedem ce lăsăm aici. Lăsăm ăsta, avem, îl punem ăsta sus. Punem și bețele aici momentan. Cărticica și ăsta. Maple syrup, îl luăm și pune că ăsta. Poate fi folosit pentru sursă de mâncare. Ia să vedem. Mai avem niște crafting-uri de niște quest-uri de astea de primit. Și încă niște bănuți. Bun. Am primit asta Dark Oak Bookcase. Să-l punem aici. Și dacă nu mă înșel, merge să adaug în el toate cărțile astea. Inclusiv cele înșantate. Adăugăm din cărțile aici, să nu mai stea degeaba. Să nu ocupe așa mult loc. Avem ceva cărțulii. Nu, aici nu, aici nu. Perfect. Hai să mergem la minat. Lăsăm la bastonul ăsta, aici. Pam, pam, excavation press, așa, to excavate. Asta l-am făcut. Asta ne cere să facem 16 scări. Clipboard. Clipboard can be used to storage idea, personal goals in game. Very handy for I don't know what to do type of player. Deci putem să facem un
un clipboard în care să ne pregătim ideile înainte. Bun, după cum v-am zis, e un pic complicată cu lumina pe ăsta cu ăsta. Începem să adunăm ceva materiale de pe aici, cât să avem în caz că ne va cere pentru crafting. Va trebui și niște fier. Avem o grămadă de cărbune pe aici. Să vedem fier. Asta e tot cupru. Sperăm că nu sunt monștri. O grămadă de slate pe aici. Mai văd aici niște cupru în partea asta și aici nu mai e nimic. Cupru și aici. Păi cam mică, mă așteptam să fie mai mare peșterea asta. Sincer ca să fiu. De-aia nici nu vrusesem inițial să fac bază aici, credeam că duce mult în jos. Carmesinor, ăsta. Tinker's Alloying Garden, aha. Moduri noi. Bun, hai să mergem acasă repede să dormim și să mergem laminat în altă parte, să vedem ce găsim. Bun. De minat mai avem posibilitatea să minăm în partea asta, pentru că aici a fost o mină pe care eu am acoperit-o ca să pot să construiesc baza. Da, uite, putem să o și folosim. Căci asta este mai ok. Adunăm toate materialele astea. Frumos. E un pic cam gravă situația cu întunericul ăsta, că nu văd pe unde pot plasa torțe și pe unde nu. Încă materialele se spawnează destul de ok. Și multe dintre ele merg adunate chiar și cu pickaxe-ul ăsta de piatră. Galena or. Aha. Uite niște clay, foarte bun. Chiar vreau să mă duc să fac rost de clay și de nisip și de gravel pentru a începe cu Tinker's Construct pentru toate pentru toate metalele astea care le adun acum. Bun. Cred că ia să vedem cât am adunat, doar două bucăți de metal. Bă, ironul ăsta, fierul ăsta. Vedem că e cam destul de greuț de găsit. Ori se spawnează la nivele mai jos. Ia un chest. Farmer crate. Ești nebun? Da, pe modpack-ul ăsta sunt tot felul de crate-uri de-astea surpriză peste tot, chiar și în copaci. Care ascund lucruri destul de bune. Ia să vedem, asta trebuie spart, mi se pare. Am spart și ce am găsit? Am găsit niște beetroot și semințe. Bun, perfect. Să mâncăm repede niște berries de asta. Și ținem cont că am făcut rost de metal. Ia să punem repede niște iron de asta la copt aici. Și să ne facem un pickaxe de metal. Ups, mossy stone. Bă, asta înseamnă că s-ar putea să ne aflăm pe lângă un dungeon de ăsta. Ne-ar fi trebuit și un backpack, ia să vedem ce opțiune avem de backpack momentan. Warning, do not shift click place onto the world.
Avem Aparis Backpack, care nu cred că poate fi folosit ca backpack normal. Și ca astea, o avem pe asta din Extra Utilities. Deletes items when switching game modes. Bă, asta n-ar fi o problemă, că nu o să schimbă niciodată. Medicine bag, chisel bit bag, bă, sau de un zbomot. Perfect. Am făcut roșii de fier. Crafting table, on a stick, facem repede. Niște bețe. Și facem un turn cop momentan. În momentul ăsta putem să adunăm și metalele astea. Să fim totuși atenți, ia să vedem. Cred că în partea asta se află un scheleton din câte se aude. Se aude un scheleton pe lângă, dar nu știu din ce direcție. Frunze. L-am văzut. Și ca să nu stăm pe margine. Am aruncat jos. Perfect. Să vedem ce se află în partea asta. Și de ce sunt așa de multe frunze pe margini. Auzim. Nu trage spre mine. Mi-e cam... cam teamă să cobor jos. Deci ar trebui să urcăm mai sus, zic eu. Că e mai bine. Nu înțeleg care e ideea cu copacul ăsta. Spawnat aici. O să vedem dacă putem să construim o parte aia repede un pod. Vedem. Ce-s cu copacii ăștia pe aici? Un quartz. Perfect. Și vedem un cristal de la mare acolo. Păi nu mai avem nici loc, ia să vedem ce aruncăm. Moss stone nu-mi trebuie. Coarse dirt nu-mi trebuie. Să luăm quartzul cel mai bine. Vedem cristalele astea din... Actually additions, care dacă nu mă înșel sunt folosite pentru a face rost de generează electricitate, curent electric, și bănuiesc că pentru ele și folosim multe potasium. Băi, adunăm cam ce putem în momentul de față, pentru că nu am idee ce îmi trebuie pentru anumite crafturi. Uite, avem și niște gravel pe aici, să le luăm rapid. Să avem mai mult inferium. Cobblestone astea nu ne trebuie. Ce nu mai avem nevoie? Astea nu mai avem nevoie. Cred că nu. Nu folosesc în momentul de față. Să urcăm și aici sus și după aia mergem acasă să ne apucăm de topitoria noastră. Avem niște fier de aici. Cristale de Towncraft. Lava. Multe lava mi-ar fi trebuit pentru topitorie Crystal Core. Crystal Core. Asta este din Electrobob vis-a-vis. Sulfur, o grămadă de metale de prin toate modurile, nici nu știu care să le iau și care nu. Sapphire. Băi, peștele astea e destul de... Ce este aici? Tot Sapphire. Știu că astea sunt bune din Electrobob Wizardry. Dacă intrăm în modul ăla, o să avem nevoie de câteva de astea. Prosperity din Mystical Agriculture, fier. De niște aur ar fi de folos. Aruncă semințele, că putem să facem rost de ele și de bețe.
Să luăm și cuarțul ăsta. Și redstone-ul ăsta. Am tot felul de safire pe aici. Quartz, perfect. Pam, pam. Aruncăm tanzanite ăsta. Hop, 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 că nu e ok. Ia să vedem. Bun. Oh, oh, perfect. Urmate de loot-uri, inclusiv de ender. Bun, facem în felul următor. Aruncăm asta că nu ne trebuie, sigur, slate, mai avem acasă o grămadă de lemn. Avem acasă. Ancin capacitor. Și cred că cel mai bine este să facem în felul următor. Torța asta o punem aici sus. Să nu mai spawneze. Mana Steel, Ender Pearl, bă, o grămadă de loot-uri, spell book-uri din Electrobob, Magic Tether, Wooden Gear, bă, aș cam luat tot ce e aici, dar nu am loc, ia să vedem. Facem în felul următor, luăm metalele astea, salvăm asta aici, ups, J, Waypoints, să ne ștergem pe astea unde a murit, New Chest. Salvare și dăm bar home. Home casa. Și trebuie să stăm 5 secunde. Perfect. Hai să golim inventarul. Și astea le punem aici momentan. Astea le punem aici. Lemnul aici. Asta aici, asta, asta, asta și cu astea. Mob drops și toate astea aici. Metalele le punem și pe ele aici. Pickaxe-urile tot aici, căci nu ne trebuiesc. Ce am nevoie? Am nevoie de ceva de mâncare rapid. Ia să vedem că ăsta ne dă cam... Ba, ne dă 3 de astea, e bine. Ia să vedem unde am găsit noi chestul ăla. Ne apare. Și în direcția aia. Acolo jos. Nu foarte mult de mers la el. Mergem să le adunăm și pe alea. Mergem pe aici prin spate. Și aici 4 de metri. Perfect. Uite, lăsăm niște fier. Ce mă numă, o bucată de cărbune? Am uitat să-mi iau torțe de acasă și mă gândeam că să fac unele rapid. Dar mergem pe partea asta. Bun, luăm și niște piatră. Rapid. Stone Roads, facem torțe rapid. Bun, să vedem unde este chest-ul. Bă, ăsta nu știu, are un glitch vizual, am crezut că e ok să merg pe lângă el, dar nu. Uite cum urăm pe aici, în partea asta e chestul sigur. Pe aici, pe partea asta. Pam, pam. Pe aici? Da, pe aici. Partea asta și știu că am făcut dreapta aici în jos, iar chestul este exact aici.
Bun, ia să vedem ce ne trebuie aici. Un iron ingot, mana steel ingot, opal, scroll, tome of arcana, asta ne trebuie, contaminated food, cred. Manuscript wooden gear e ușor de obținut. Gunpowder, să luăm și spara asta, că nu știm cum ne trebuie. Niște spellbook, remake, capacitor, ender pearl și toate astea. Le adunăm magic tether. Music disc, Black Lotus și Saddle. Bun, zic eu că e ok. Să vedem dacă mai avem loc, mai avem loc în inventar să adunăm niște materiale. În drum spre căsuță. Potasiu. Nu știu la ce ne trebuie exact, dar de ce nu? Silver, ăsta știu că ne trebuie sigur pe la toate crafturile. Prosperity, momentan nu o să intrăm în mistica la agricultură, deci nu la dun. Silver. Pe partea asta ce avem? Avem niște aur, care e bun. Tin, asta sigur o să-l luăm. Sulfur, nu cred, lead. Silver. Să le luăm pe toate. Mai avem niște aur pe aici. Să punem torțele sus. Bun. Silver. În partea asta mai e niște tin, fier. Uite, ăsta e bun. Emerald. La Y19. LED. Asta îl luăm, silver, iar. Mă, destul de ok cu materialele, sunt destul de accesibile toate. Găsești din fiecare câte puțin. Silver. Uite și LED. Și ținând cont că sunt multe moduri care conțin materiale, sunt foarte, foarte multe care nici nu știi ce să faci, să le iei sau să le lași momentan. Dar întâi am nevoie de cristalul ăsta, la bine, sigur acasă. Am nevoie de materialele de bază, de fier, aur, aluminiu, cupru. Astea îmi trebuiesc. Și cred că atâta a fost. Că nu mai am nici pickaxe oricum. Deci mai era niște fier aici. Aleu. Da, îl lăsăm aici. Dăm iarăși slash home. Așteptăm 5 secunde. Perfect. Bun, ia să vedem, aici punem dropurile momentan, dropurile, mineralurile. O să le aranjez eu între episoade mai bine. Uite, cărțile astea putem să le punem pe aici. Și pe asta. Mob drops, unde sunt? Mob drops le punem aici sus, ender pearl, gunpowder, astea. Potasium îl punem aici, magic crystal. Opal din bewitchment. Ia să vedem din ce se obține. Ah, e tot un minereu. Scrollul ăsta îl punem sus aici, punem și pâinea Saddle Wart, astea toate le punem aici sus. Și mergem să adunăm, cred că nisip ne mai trebuie. Avem, deci avem clay o grămadă. Avem și niște pietriși de asta. Singurul lucru care ne lipsește ar fi nisipul și sta să luăm ceva de mâncare. Un sandwich cu șobolan. Wow. Trebuie să-mi găsesc că să fac un podeț în partea aia, că nu e ok cum am aranjat ăsta pe aici. Băd că. Și oricum nu știu cât de posibil să rămână pentru că stabilă baza asta sau n-am idee dacă o să schimb. O, 200 acolo și un pic perfect.
Vedem cum ne descurcăm și în ce moduri intrăm, ca să vedem dacă, să hotărâm dacă ne mutăm bața sau o lăsăm aici. În funcție de modurile care cu care o să ne jucăm, să hotărâm dacă lăsăm baza aici sau o mutăm. Pentru că unele dintre ele cam cer spațiu. Deși spațiul nu cred că ar fi o problemă, putem să mergem mai mult în spate, putem să unim baza asta cu partea asta. Destul de ușor. Bun. Ce vreau să facem? Vreau să facem topitoria din Tinkers, ca să punem materialele la prelucrat. Avem doar 9 bucăți de gravel. Bun, mai aveam un cuptor pe aici, dacă nu mă înșel, perfect. Luăm niște cărbune, luăm și pe ăsta. Împărțim frumos în tiny hole. Și punem felul următor, tu 1, tu un stack. Aici am pus, clay, da, vreau ce trebuia. Mai am ceva cobblestone, am să mai facem un cuptor repede. Punem acolo și tu pe astea. Punem astea aici. Punem și cărbunele aici sus, sandul și clayul jos. Și între timp o să mergem să adunăm niște lavă. Să vedem ce opțiuni de tank avem. Avem cel din Bullcraft Factory. Nu știu câtă. Cât lichid ține, le avem pe astea din Chisel Bit. Și astea mi se pare că sunt upgradabile. Da, Certus Quartz, Tank. O să vedem astea. Chisel and Bits. Nu e decât o versiune. Știu că ele se upgradează într-un fel. From file tank, ship right click, insert bits in your hand, inserting with an empty hand, bla bla bla. Și rețeta e niște lemn cu fier și sticla. Dar ideea e că nu știu cum le upgradez în momentul de față și nu am idee dacă e cel bun. Uite, am putea să-l facem pe asta, ne trebuie niște fier, niște cupru și sticlă. Bun. Toarele momentan o să ne fie de ajutor, deci n-ar strica să mai facem două. Să punem așa frumos în toată partea asta. Luăm așa, cupru avem, fier avem, rețetă nu avem, sticlă nu avem, sau avem, ba, avem și sticlă. Cred că am fi putut să-l facem fără să mai facem cuptoarele alea, dar n-are nimic. Bun. Ce o să avem nevoie? O să avem nevoie și de o găleată. Punem materialele astea toate la loc. Nu se bita cu noi. Am rămas. Uite, totuși o să avem nevoie de niște cărbune. Pentru un pickaxe și pentru un topor avem doar pentru un pickaxe. Luăm asta cu astea și cu bețe de sus și facem frumos aici încă un pic exact, nu știm ce. Ce metale mai întâlnim pe drum? Așa cum, ops, e întuneric, ne pune să dormim repede. Mergem să adunăm niște lavă, să descoperim și noi în jurul nostru, să vedem ce se află. Bun. Aș merge în direcția asta, că în partea asta n-am fost. Și mergem așa, pe margine. Bun, ia să vedem pe unde vedem pe hartă niște lavă. O să vedem niște lavă în direcția asta.
încercat să nu prind marginea, dar tot am prins-o un pic. Direcția asta este lavă, mergem repede și adunăm câteva găleți, cât avem momentan pentru topitoria noastră. Și un chest. Wow, big pet. Bonus hunger saturation. Can eat poison food, give you pork chops on. Give items. Sneak right click. Și am primit un pet. Bă. E bine. O să vedem lava de asta de unde putem lua. Dacă putem lua de pe undeva. Au... da. Să venim după aia să-l luăm. Hai să-l umplem cu lava. Și mergem acasă și facem un crescent hammer. Am uitat că ăstea nu merg ridicate decât cu chei de alea. Da, animalele astea sunt foarte ușor de întreținut. Trebuie doar să le dai niște nuggeturi. Iar ei îți oferă tot felul de bonusuri. Asta, de exemplu, în momentul în care îl hrănesc cu nuggets, el poate să-mi dea mie niște pork chop sau poate să-mi mențină saturația ridicată. Mai sunt peturi care îți dau posibilitatea să te teleportezi acasă sau să arunci bile de foc. Și o să trebuiască să le găsim pe toate. Ideea e că ele sunt în chesturi. Chesturile sunt în copaci, dar ideea e în felul următor. Unele dintre ele sunt troluri. Iar în momentul în care deschizi chestul, de fapt majoritatea sunt troluri, în momentul în care deschizi chestul, există șansa să bubuie un TNT pe lângă tine. Așa că cel mai bine de acționat este să... Aș coborâ jos, dar mi-e frică că să mă aștept mulți. Torțe. Da, singura șansă să deschizi chesturile alea în siguranță este să îl spargi, de fapt. Doar materiale. Credeam că e ceva mai ciudat. Așa am ieșit de pe partea asta. Nu. Ăștia sunt unul dintre creeperii ăia urâți și... Da, sunt niște creeperi mai speciali care nu sunt doar... Nu acționează precum ceilalți creeperi să bubuie. Unul dintre ei aruncă TNT, unul dintre ei, dacă fugi de ei, se teleportează lângă tine. Sau dacă sari în sus, sar în sus după tine să bubuie neapărat lângă tine. Deci, e foarte... foarte funny. S-a întunecat. E mișto totuși că găsim cuarțul pe aici, căci asta ne salvează pe noi de a merge spre Nether atunci când avem nevoie de cuarț. Chiar dacă este în cantități mai micuțe, se găsește destul de ușor. Bun, să ne mai plimbăm noi pe aici să mai descoperim câte ceva până se coace... Grautul acolo în viitor. Vedem tot felul de morminte de astea. Ideea e că momentan nu cred că o să facem. Uite, mi-a dat porcușorul, mi-a dat o bucată de pork chop. Wow. Și ca să găsesc și un orășel pentru a face rost de niște morcuri ca să-i dăm la petul nostru să mănânce. Am mai găsit-o de asta. Ups, un spike. Se generează ceva.
Să vedem. Și revine. Bun. Ori s-a generat ceva, ori e vreo... Hai să dormim repede aici. Nu, nu, nu. Uite, am găsit un... mâncată de... morcov și l-a și mâncat. Purceluș. Am ceva interesant, uite, bookshelf-ul ăsta. Pentru cărți, de ce nu? Și ăsta îl aruncăm că nu ne trebuie. Frunzele astea nu ne trebuiesc, saplingul nu. Am găsit o lopată de aur. Ia să vedem cărțile astea, statistics. Shadow Step, ăsta e bun. Aha. Shadow Step e destul de bun, ținând cont că... E întuneric afară. Ținând cont că sunt monștri ăștia pe aici foarte periculoși. Nu prea am vrea să avem de-a face cu ei. Dacă aplicăm incentul ăla pe papucii noștri, în momentul în care ne apropiem de monștri, ei nu ne văd până în momentul în care suntem chiar foarte, foarte aproape de ei. Dungeon aici. Uite aici o grămadă de fructe, legume, o grămadă de looturi. Am aici wet. Și aici biom cristalul Oasis. Lava foc. Aici iron boots emerald. Pa, pa. No, iron boots. Bun. Trash can. Aubergine asta ne trebuie. Canola. Gunpowder nu ne trebuie. String nu. Poppy nu. Canola asta nu. Bun. Diamant emerald. Emerald și de fapt nu e diamant, este garnet. Cărticele bune. Tu aici ce ai? Pește și lemn. Nu, mersi. În partea asta niște dovlecei. Felul de intrări secrete și de scărițe. Nu, trebuie să fie luat în față. Aici. Bun, aici suntem fix deasupra. Noi vrem în centru, căci aici sunt scări. Aici sus. E foc. Să vedem dacă nu așa să prind focul. Deși nu... Nu mi-ar trebui neapărat zona asta. Bun. Hai să vedem ce mai găsim. Aud un zombie pe lângă mine. Bufniță. Ah, zombie-ul ăla. Nu mersi. Vem și o insulă de slime aici și uite, putem să mergem lângă ea, să o salvăm ca să venim. În episoadele viitoare, după niște slime, căci slime-ul e bun, ne facem slime boots ca să putem să ne plimbăm. Uite, sunt chiar două insule, una de pink slime și una de purple slime și una de slime de la verde. Perfect. Punem aici. Un J, waypoints, ăsta de lavă îl ștergem. Și pe asta de chest, new, slime, salvare, perfect, bun, bă, nu prea mai mare lucru de vizitat pe aici, cel mai important mă interesează, cel mai mult mă interesează momentul de față să găsim un orășel, iar aia e cam complicat. Așa că mergem frumos acasă să ne zombie. E ok? Așa, perfect. Mergem acasă să ne facem topitoria. Grămadă de cărți care le-am mai găsit. Punem aici, umplem biblioteca noastră. Bun, să vedem ce putem pune din inventarul nostru aici. O să le iau, să le așez în 3 episoade frumos. Bun, ia să vedem, avem 18 odată, 63,
64. Luăm niște cărbune, luăm niște nisip. Dăm astea. Așa, aici punem să facă sticlă. Căci o să avem nevoie de sticlă. Bun. Questuri am mai făcut, uite, am mai făcut niște questuri aici. Best friends forever. Am primit astea și am primit așa. Doggy charm, dog sunglasses, training stick, dog bed, training treat. Doggy charm. Bam. Uite, am primit un cățel. Îi punem ochelari de soare să-l facem șmecher. Punem un pătuț aici. Și să vedem. Training stick. Băi, avem 15 puncte. Ia să vedem ce putem să-i facem noi la cățelul nostru. Bedfinder 1. Guard dog. Ăsta îi punem 2 puncte. Happy Eater. Uite, putem să-l urcăm până la 5. Căci ăsta ne interesează. Și Quick Healer. Pam. Friendly Fire. Fals, așa, Owner, ia să-i dăm numele Rex. De ce nu? In this mode, your dog will follow you but not attack anything. They are ready for you to throw the bone. Nu. Ia să vedem. Tu. Da, tu. Cum îl putem face să vină la noi? Uite, dăm moș. Punem aici. Vai tu. Stai jos. Aha, level up. Cum primești tu comenzi? Ia să vedem. Te pun eu pe tine în pătuț ca să stai acolo liniștit, nu am idee. Stai mă în pătuț aici. Gata, urcă sus. Urcă sus. Perfect. Așa mă, stai acolo. Bun, luăm sticlă și ne apucăm de topitoria noastră. Facem afară. Facem așa, facem un casing table, un casing basin. Două fauseturi de astea. Unul de ăsta. Un controller. Un tank. Și cred că ăsta e tot ceea ce ne trebuie. Ia să vedem. Avem ceva. Turtle body. Le-am mai primit un animal. O brăscuță. Bun. Pe mine mă interesa să vedem dacă am făcut toate itemele necesare din Tinkers. Dar unde este Tinkers? Defeat the Wither. Obtain a Hippogrypho. Egg. Expansion, Magic, Spellcasting, nu. Și aici avem un craft, un... ăsta. Mystical Agriculture. Pe mine mă interesa în Tinker's Construct. Să vedem care mod face parte din Tinkers. Asta e imersiv aici. Asta e industrialul. Aici sus e thermal. Aici industrial for going și, pardon, și în partea asta ce? Aici e forestry. Asta e termalul de aici. Și immersive engineers. Poate nu are chest, nu are quest-uri băgate pentru tinkers. E un pack să... Smeltery controller. Uite aici. Deci... toată chestia asta pleacă, ia să vedem, smeltery controller,
Make a house a home. Am făcut și am primit peace candle și niște uși smeltery. Uite, așa, ce ne trebuie? Ne mai trebuie 36-32 de bucăți de sear brick. Adică astea o dată așa. Avem doar 26. Mergem și mai luăm niște gravel rapid. Pentru că nu am idee dacă se salvează quest-ul. Așa că facem așa. Luăm tot gravel-ul ăsta de aici. Mergem pe aici să mai adunăm. Că ar trebui să mai fie, uite, aici în față niște gravel. Îl luăm și pe ăsta rapid. Și vedem. Perfect. Nisip aici. Clay și gravel. Mai facem o tură de grout de asta. Îl punem frumos într-un cuptor. Iar adăugăm cărbune și revin când e gata. Bun, s-a făcut asta aici. Să încercăm să vedem. Am făcut și quest-ul ăsta perfect. Ia să vedem, primim niște gold, niște bănuți și un loot reward. Flamethrower. Mamă. Nu încercăm aici în bază, că avem lemn și poate ne ia foc baza. Bun, hai să punem topitoria, pe unde putem să o punem. Știu că în partea asta am avea cum să o punem. Problema este că va ieși un pic în afara bazei, dar nu cred că e o problemă. Trăpăm aici frumos o porțiune. Niște cobor sunt să acopăr chestia asta aici. Nu o să facem ceva exagerat de mare. Nu cred că o să o folosim foarte mult. O să o folosim la început pentru a topi metalele de bază. Iar după aceea vom automatiza noi într-un fel sau altul producerea de metale. Bun, o să facem ceva de gen. Cred că o să fie de ajuns. Punem frumos aici niște sear bricks. Perfect. Pe toate părțile. Punem și în spate. Singurul lucru care trebuie să-l facem, trebuie să acoperim pe partea asta. Să ne asigurăm că nu vor cădea monștri în topitorie, pentru că dacă pică monștri e destul de complicat după aia să scoatem sângele care rămâne acolo. Ia să vedem, punem ăsta aici. Punem drain-ul în partea asta. Putem să punem chiar un pic mai sus. Și un tank în partea asta. Iar aici acoperim frumos cu ăsta. Perfect. Aici punem slate. Punem casing bazin, nu, în partea asta o să vină. Și casing table în partea asta. Astea. Tankul de lava poate să vină aici în colți. Perfect. Cred că e funcțional la momentul de față. Ar trebui doar găleata, să vedem pe unde am lăsat-o aici. Punem niște lavă. 4 găleți și să luăm materiale. Ia să vedem. Aur, fier și cupru. Punem întâi aurul la topit.
Iar pentru asta o să avem nevoie de două bucăți de clay. Pentru a face matrița pentru lingouri. Cred că am avea destul. Să acoperim și sus, ia să vedem. Perfect. Ia să mergem direct pe partea asta. Să ne asigurăm că nu pică itemele în topitorie. Pe partea asta. Și venim așa. Trei bucăți aici. Una, două, trei, una, două, trei, una, două, trei, și să vedem dacă mai avem făcut aici pentru încă trei blocuri de astea. Și nu mai trebuie să acoperim, căci este la fix. Bun, s-a topit aici niște aur avem. Pam pam, luăm matrițele astea de cărbune, de cărbune de lingou. Am făcut două, dar de fapt îmi trebuia doar una. Nu are nimic, nu avem de rezervă. Facem matrița. Iar acum va trebui să stați să termine și partea asta, să acopăr eu. Aici tot. Aici putem pune slate. Punem așa frumos. De la fix mi-au ajuns. Punem și aici. Iar acum putem proceda în felul următor. Luăm niște fier. Ia să vedem dacă mai avem făcut pe unde. Avem fier? Nu mai avem fier, cred. Nu, o să facem de aici. Câteva lingouri de fier. Ia să vedem cât avem aici. Avem 4 lingouri. Așteptăm să topească la casă. Facem o pâlnie. O să ne trebuiască o pâlnie și un chest. Chest care poate fi făcut din orice material. Am putea face chiar un crate, dar... Da, cred că mai bine facem crate-ul. Nemerul ăsta în apă. Pentru că o să schimbăm pe crate. Da. Și chest-ul de asta, pentru că unul la mână nu scot zgomotul ăla care îl scoate chest-ul de câte ori e deschis. Și e destul de enervant. Și doi la mână sunt mai practice, căci avem destul de mult loc în ele. Bun, fier. Facem un bloc de fier. Am putea să-i punem și un redstone. Dacă nu mă înșel, avem avem cobblestone. Punem 4 bucăți de cobblestone la prăjit, avem redstone, da, corect. Clock. Avem opțiunea asta de redstone clock sau... Mai avem pe asta la altă, dar cred că asta e mai bună. Trebuie torță. 4 bucăți de piatră, care le așteptăm aici. Automatizarea pe care o facem noi cam în... De fiecare dată. Avem câinele ăsta care este pe aici pe lângă noi, tot latră. Hai și cu ultima bucată de stone. Perfect. Bun. Facem restul clocul ăsta, îi facem un mâner rapid, ia să vedem. Avem bețe aici. Cobblestone aici. Perfect. Luăm blocul ăsta. Ingot. Bun. Mai facem un chest rapid. Și cu
Fierul ăsta facem o pălărie. Perfect. Spate frumos aici. Punem crăitul aici. Pâlnia așa. Îi punem un redstone clock aici deasupra. Mâner ca să-l oprim în caz că nu ne mai trebuie. Și îl lăsăm așa să scoate toate metalele. Ia să vedem cât fier ne-a mai rămas. Avem aici 7 bucăți. Și lemn. Cât facem tot cu asta? Cu asta mai facem frumos un chest. O pâlnie. Și încă un chest. Perfect. Iar cu asta vom veni aici în partea asta. De fapt, cred că putem să venim aici. Pâlnie, chest. Punem metalele astea aici. Ele ajung direct în topitorie, din topitorie direct în chest, gata, prelucrate. Iar așa am automatizat noi pentru început producerea și obținerea de metale, mutăm tot lingurile acolo în chest. Pam, pam, pam. Și cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, dați și voi un like, un subscribe dacă nu cer prea multe. Ne revedem cât de curând cu un nou episod din MC Eternal. Aveți o zi faină. Pa, pa!